În toată perioada unei relații narcisiste, pierzi foarte mult din tine, dar cele mai mari pierderi sunt încrederea de sine și stima de sine. Iar dacă ai trecut prin așa ceva, știi că a lăsat urme adânci. Iar astăzi vă invit să explorăm împreună modalități de a te reconstrui și de a te întări. Vă salut, dragilor! Sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Astăzi voi vorbi despre cum încrederea de sine a fost pierdută într-o relație toxică, dar voi enumera și câțiva pași care vă vor ajuta să vă restabiliți încrederea, curajul și să reveniți la ceea ce ați pierdut sau chiar mai puternici emoțional. Sigur, această călătorie nu este magică, nu există o definiție sau o rețetă unică, dar cu siguranță de mare ajutor. Așa cum spun de fiecare dată, informațiile aduse aici sunt informații educative și nu de diagnosticare. Dar dacă găsești aceste informații utile și crezi că ar mai ajuta un suflet ca tine, nu uita să dai mai departe. Iar dacă ți-a plăcut, lasă și un like. Iar dacă vrei să primești mai multe informații educative, apasă butonul de abonare, dar și clopoțelul pentru a fi notificat cu noile postări. Abuzul narcisist poate avea un efect grav asupra celor care îl experimentează. Nu numai că subminează bunăstarea mentală a unei persoane, dar în timp reduce sentimentul încrederii de sine. Poate fi profund dăunător, dar recuperarea după abuzul narcisist este posibil. Nevoie de timp și de dorința de a vrea să faci această schimbare. Încheierea relațiilor toxice necesită ajutor, găsirea unor programe de recuperare și reconstruirea sistemului de sprijin social sunt vitale. Cu toate astea, amintiți-vă și încredeți-vă în instinctul vostru și să setați limite care vă permit să vă recuperați. Multora le este frică, teamă sau rușine să spună nu, chiar dacă de cele mai multe ori știu că ar trebui să spună nu. Și este un element extrem de important în a refuza un abuz, fie verbal sau emoțional. Așadar, cum să ne recuperăm încrederea? Voi da câteva tehnici de autoajutorare, cum ar fi să treceți în jurnal gândurile voastre, fie rele sau bune, fie rănile produse, cât și ce vreți să schimbați în viața voastră, care sunt pașii, care este primul lucru pe care vrei să-l faci. Dacă nu te poți ajuta și nu ai o minte clară, limpede, încearcă să meditezi. Meditația, cât și practica recunoștinței, ajută. Explorați activități creative, cum ar fi sportul, pictura, cititul sau orice poate contribui la refacerea stimei de sine. Să rupi și să ieși din acea rutină care te-a ținut pe loc, care a contribuit la pierderea încrederii de sine, care a contribuit la pierderea stimei de sine. Învățați și practicați să spuneți nu. Nu va fi ușor, dar vă va proteja, în primul rând, spațiul personal. Ca de exemplu, atunci când ești invitat sau chemat să mergi undeva sau să faci ceva, dar conștient fiind că nu-ți place sau nu-ți face plăcere sau nu vrei să faci anumite lucruri sau să fii prezent în anumite locuri, dar totuși spui da. De ce? De foarte multe ori de teamă. Teama de a răni pe cineva. Frica că vei fi părăsit sau părăsită și spui da împotriva voinței tale. Dar învățați să vă susțineți nevoile și verificați-vă instinctul. Adică verificați dacă ceea ce spui este și ceea ce simți. Foarte important, suportul emoțional. Iar aici mă refer să găsești ajutorul adecvat. Să mergi la terapie, să lucrezi cu un specialist. Ai nevoie de susținere și suport, să găsești programe online, să ai o comunitate sănătoasă, prietenii, cunoștințele, oamenii alături de care trăiești, prietenii și familia pot fi un mare suport sau ajutor atunci când nu-ți permiți să mergi să lucrezi cu un specialist.
câțiva pași foarte importanți. În primul rând, învățați să îndepărtați oamenii toxici și negativi din viața voastră, așa cum știți voi mai bine. Acești oameni sunt incredibil de dăunători, afectează starea ta de bine, afectează cine ești tu, cine vrei să fii tu, te infectează ca un virus, nu doar mental, chiar emoțional, sentimental. Iar pentru a vă construi înapoi, trebuie să eliminați sau dacă nu puteți elimina, și aici mă refer, poate fi vorba de un părinte, un frate, și nu puteți elimina acea persoană, nu puteți încheia legătura definitivă cu acea persoană, învățați și limitați timpul consumat cu acești oameni. Oameni care nu sunt decât toxici în viața voastră. Cei care vă consumă energia. Este greu la început, dar odată ce vei începe acest proces, ușor, ușor, vei deveni mult mai liber. Vei simți mai multă fericire, pentru că deciziile pe care le vei lua vor fi definitiv ale tale. Vei decide, vei hotărâ și vei alege tu, fără să permiți altei persoane să intervină, să schimbe mentalitatea, să schimbe gândirea sau direcția în care vrei să mergi. Învățați să zâmbiți. Să zâmbiți la servici, să zâmbiți pe stradă, în magazine și nu vă temeți de reacția oamenilor. Nu știi niciodată a cui zi ați putea să o faceți mai strălucitoare. Un simplu zâmbet poate schimba lumea și nu numai, vă va schimba inclusiv starea voastră de bine. Faceți complimente atunci când simțiți, dar ele să fie sincere. Să înțelegi mai bine ce simți când primești un compliment și tu. Fă complimente celor pe care îi cunoști și chiar și celor pe care nu îi cunoști. Ridică moralul altora cu un simplu compliment sau zâmbet. Și vei înțelege acest fenomen când și tu primești complimente. Dar nu uita, primul cu care ar trebui să începi să fii chiar tu, să-ți faci complimente, să te complimentezi, să te lauzi, să ai încredere în tine. Când ceilalți te complimentează, automat îți place, nu-i așa? Ba chiar mai mult, pentru că schimbă starea. Te simți bine să primești un compliment și de asemenea este un sentiment plăcut să oferi complimente. A oferi complimente autentice te ajută să-ți dezvolți propriile abilități cu oamenii, ceea ce duce la mai multă încredere în tine. Îți dă mai multă siguranță, îți dă o stare de bine. Învățați și alegeți momente în care să faceți ceva bun pentru voi, pentru corpul vostru, pentru sufletul vostru, indiferent cât de mare sau cât de mic ar fi. Ca de exemplu, o plimbare de 5 minute, o plimbare de 60 de minute, alergatul prin parc sau doar o simplă plimbare. Exercițiile eliberează endorfine naturale care dă o stare de bine, ridicându-ți moralul. Schimbați modul de viață dacă este nevoie, dați atenție la alimentație, la odihnă, la aspectul vostru, dar totul cu moderație. Nu eliminați toate elementele nedorite dacă nu doriți. Tăiați doar câteva și adăugați altele noi. Niciodată nu îndepărtăm ceva fără să înlocuim cu altceva. Când ai grijă de sinele tău fizic, influențează direct modul în care te vei simți, sporindu-ți încrederea. Vei fi mult mai sănătos, mult mai liniștit și, așa cum bine știm, o minte liniștită va alege lucruri minunate. Învățați-vă creierul să aleagă. Aruncați în mod conștient acele gânduri negative și alegeți pe cele pozitive. În fiecare zi, luați lucrurile și întoarceți-le întotdeauna într-o zonă pozitivă. Chiar și atunci când unele zile nu sunt atât de bune, învățați să schimbați, să reprogramați gândurile. Învățați să vă cunoașteți,
să cunoașteți lucruri noi și oferiți-vă noi cunoștințe și înțelepciune, noi abilități. Atunci când vă este greu să continuați, gândiți creativ, gândiți constructiv, gândiți măreț și dați-vă voie să visați. Apoi dă-ți voie să faci chiar și dacă sunt ei niște pași mici, dar să te îndrepți în direcția în care dorești să ajungi. Iar aici revin la ceea ce am spus mai devreme despre acel jurnal. Treceți gândurile voastre într-un jurnal. Mergeți în locuri frumoase, îndeplineșteți plăcerile, visele, pentru că asta te va ajuta starea de bine să ajungi în direcția obiectivului propus. Lucrează la mentalitatea ta, lucrează la cunoștințele tale, folosește creierul în modul corect, dar în beneficiul tău. Reprogramarea mentală, bineînțeles că ajută. Și asta vă va ajuta și pe voi, reprogramarea mentală, prin a schimba acele gânduri negative în unele pozitive. Cu siguranță, trecerea de la un supraviețuitor, adică relația toxică, această trecere la o etapă de prosperare, de recuperare, poate dura luni sau chiar ani. Dar este un proces care aduce relaxare, creștere, dezvoltare și cu siguranță veți fi mult mai puternici emoțional, pentru că vă veți redescoperi și fiecare element, fiecare schimbare va avea o altă valoare. Când vă păstrați bunăstarea internă și vă rezolvați toate problemele, veți învăța cum să iubiți sincer. Și veți învăța ce înseamnă iubirea, nu acele lingușiri narcisiste. Veți trăi viața și visele voastre din plin, pentru că relația prin care ați trecut a fost un exercițiu crunt, greu, de dus. Dar la ieșirea din această relație veți deveni mai puternici. Vă veți descoperi și vă veți construi sau reconstrui mult mai frumos decât atunci când ați intrat în această relație. Fiecare este mai mult decât capabil să prospere în viață și în relații, dar totul depinde de alegerile pe care le face fiecare. Voi spune așa, că fiecare pas, chiar și unul mic, contează în călătoria de vindecare și de recuperare și că veți fi mult mai puternici decât ați crezut. În fiecare zi, veți descoperi că sunteți mai încrezători și mai puternici. Ce pot spune este, ia-ți puterea înapoi, ia-ți înapoi viața și libertate. Cu siguranță veți lua cea mai bună decizie și vă veți construi stima de sine, încrederea de sine și nu numai, chiar și emoțional. Îmi doresc ca informațiile aduse aici să vă fie de ajutor, iar dacă și tu, cel care mă asculți, ai un subiect de care ești interesat, nu uita să lași în cutia de comentarii și voi veni asupra lui. Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea voastră, pentru mesajele frumoase, mă bucur pentru cei care au ajuns să facă schimbări în viața lor, asta înseamnă că informațiile aduse aici, într-adevăr, sunt informații de mare valoare. Mulțumesc celor care au devenit membri ai acestui canal, mulțumesc celor care au făcut donații și îmi susțin activitatea. Iar eu, până data viitoare, vă trimit gânduri bune, vă iubesc cu inima și vă îmbrățișez cu sufletul.